Vreme extremă în parte țara în două. Meteorologii au emis mai multe atenționări cod galben de instabilitate atmosferică în nordul, centru și sud-vestul țării, dar și una de caniculă valabilă în sudul României. Meteorologia anunță că începând de luni și până marți la orele 18, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, la început în sud-vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării. Din a doua parte a nopții, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența îndeosebi în centru, nord și nord-est, precum și la munte. Vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, averse și pe arii restrânse grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și în unele zone 40 de litri pe metru pătrat. În noaptea de marți spre miercuri, manifestările instabilității atmosferice se vor semnala și în sud-estul țării. În cursul zilei de marți, vremea va fi în continuare caniculară în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime de până la 35 de grade și izolat 37 de grade. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic se va menține accentuat. În restul zonei extracarpatice, doar izolat, indicele temperatură umezeală va mai atinge pragul critic de 80 de unități.